puternic basarabean care chiar se ocupă de problema socială, problemele sociale. Adică, frate, avem nevoie de freștile sociale, cineva dintre scriitori să ne le povestească. De ce scriitori? Pentru că ei puțin reușesc prin modul de a construi textul să treacă dincolo de tipul de mesaj jurnalistic, presă, care ne domină în acest moment. Noi când vorbim despre Basarabia, vorbim un soi de breaking news. Plahotniuc a făcut X, el a făcut X și ne dăm seama că noi habar n-avem ce se întâmplă în Basarabia. Dacă noi credem că în Basarabia efectul de că Plahotniuc a făcut și așa mai departe, aceste știri de primă, să zicem, de primă linie povestesc despre Basarabia, ele sunt doar un soi de fluturile, că ăsta e efectul butterfly, știi? Băieți, numai că aceștia nu sunt fluturile, se zita mai elefanți. Și când acești elefanți stric, dar pe noi ne interesează, pe cei care ne interesează cu adevărat ce se întâmplă acolo, ne interesează care sunt efectele la diverse categorii sociale. Ei bine, Pavel cu asta se ocupă, adică povestea cu furtul miliardului la Pavel este doar un pretext foarte mișto, foarte bun. Adică, stați că o să vă spun eu cum e cu miliardul. Pe naiba, Pavel nu ne spune nimic cu miliardul, nu o să aflați nimic despre miliard. Dar povestind... Da, dar povestind, spoiler, construind romanul, spoiler până la capăt. Eu de asta sunt chemat și de asta am primit o bere gratis. Glumesc. Dar povestind, construind romanul, noi brusc ne dăm seama de efecte foarte profunde și foarte dubioase și tot soi de mutații care au loc în diverse zone sociale, care sunt foarte importante. Adică, tu brusc îți dai seama, păi stai mă, că Moldova nu e strada între X și Y unde se întâlnesc băieții și discută. Acolo sunt importante ca deciziile care se iau. Dar efectele care au asupra societății sunt imense. Și atunci tu citești și descoperi Moldova. Dumnezeule, asta e Moldova. Da. Deci, asta este o Moldova mult mai stratificată, mult mai problematică, cu situații foarte complicate, foarte conflictuale. Și de asta mi se pare că în acest moment tind să cred că e poate cel mai important din ce am citit, eu recunosc, și tind să cred că cam știu zona, am, să zicem, ce numim noi, ar zice tranziția. Mă rog, eu cu tranziția, cu termenul deja ne-am cam plictisit, tranziția spre nicăieri, vine, nu se știe când, nu se termină. Nu, e vorba de un anumit tip de ruptură, un anumit de gol care s-a creat social, politic, un vid imens și cu un cumul de probleme pe care noi nici nu vrem să le conștientizăm. E ca și cum Pavel acum ne-ar scoate și-ar arăta rana și-ar curge puroiul pe aici. Despre asta vorbim. Lăsați pe deasupra, tot arată bine, băieții în haine bune, frumoase, discută despre integrare. Și când tu citești, zici, băi, care integrare? Despre ce vorbim? Care ruși? Care europeni? Schizo, o problemă foarte dureroasă care le întâlnești. Iarăși îmi place foarte mult, mă rog, eu sunt cititor de... adică alergătorul ăsta din 100, dintr-o 100 multe, nu mă pune să alerg maraton că mă doare. Și atunci pentru mine e plăcut să citesc pentru că pot să mă opresc, chiar pot să mai sar dacă din puzzle-ul, Pavel face acest tip de puzzle foarte, foarte mișto, care mie îmi place foarte mult. Bagă un erou, scoate o poveste, intervine cu o altă chestie, te duce într-o altă direcție, te oprești și zici, da, dar asta e un soi de catacombă, un soi de nu știi unde te duci, unde te scoate. Și brusc ai o imagine, mi se pare, adică, hai să spunem, e un soi de cronicile, de ce sunt bune cronicare, când ne spun acum știm cronicare, despre acolo aflăm noi adevărul, ce am fost pe vremuri. Pe naiba, problema cu cronicare e o chestie mai mincinoasă într-un fel, când cronicare, în general, majoritatea cronicarilor erau pe lângă boiere, adică ei trebuie să scrie niște chestii de comandă. Ei bine, Pavel este, mi se pare că e genul ăsta de, îmi plac cronicare, care își asumă condiția asta de a povesti pe cont propriu, pe fundul, pe sărăcia lor, pe problemele lor, pe nemulțumirile lor, mai ales la Pavel se simte foarte bine chestia asta. O pune la suflet, cum zici la Moldoveni, băi, nu o lua la suflet, nu o pune pe suflet. Deci Pavel le pune, cumva se simte la epatosul ăsta destul de... O ia așa, de aici probabil o să aibă și multe probleme în sensul că le ia prea în serios, dar bine că e literatură deocamdată. Mie personal mi se pare o carte foarte reușită și în acest moment probabil este una din cele mai bune frești ale acestei perioade destul de dure, care inițial am interpretat-o, eu întotdeauna spun, am interpretat-o ca pe un mare chef.
Și când colo, de fapt, era un soi de ceva mortuar, ceva care se descompune și noi nu avem încă instrumentul să o analizăm ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu noi. Și aici cumva sunt o mulțime de linii care Pavel totuși nu dă un răspuns, ceea ce e foarte bine, că romanele bune nu dau, nu se ocupă de răspunsuri, dar în schimb te pune într-o situație de a regândi, de a spune până la urmă, ce naiba se întâmplă, despre ce vorbim. Așa că, în sfârșit, Pavel, bine ai venit printre noi cu o carte atât de bună. Mersi mult! Mulțumim și noi, Vasile. Pavel, după cum ai văzut, și Vasile, și Mito, și înainte, au insistat foarte tare, au apăsat pedala pe ideea faptului că tu ești jurnalist de investigație și că în felul acesta ai reușit să ai acces la anumite zone medii și așa mai departe. Sunt convins că foarte multe dintre personajele care sunt acolo vin dintr-o cercetare, dintr-o lume mai ascunsă, dar pe de altă parte impresia mea este că există și foarte multă lume interiorizată, iar privirea de ansamblu asupra acestei societăți, acestei lumi despre care vorbea și Vasile înainte, cred că este foarte personală. Cum ai reușit să asimilezi, cum ai reușit să duci tot puzzle-ul ăsta până la capăt? Vă mulțumesc foarte mult că v-a plăcut cartea, pentru că mie încă nu-mi place. Și dacă Cosmin îmi permitea să mai fac schimbări, avea să citiți cu tot o altă carte, vă promit. De ce? Pentru că cartea asta eu o scriu de 10 ani. Dacă Vasile vorbea despre cărți scrise din suflet, că nu, asta nu-i scrisă din suflet, Carlic a fost scrisă din suflet, pe bune. A mers dintr-o răsuflare. Eu îmi cer scuze de... Cam să vă spun sincer ce spune oamenilor. Eu ziceam până a scrie moartea lui Igor Alexandru, după ce am scris Carlic, le spuneam tuturor că scriitorul, când vrea să spună ceva, e ca un bețiv care se simte prost și vomită, după aia se simte foarte bine. Adică a scris o carte, e ok. Și-o eliberat sufletul, bine. După aia, după ce am scris Carlic, am început să scriu moartea lui Igor Alexandru cu totul alte considerente. Mulți știu că eu sunt născut într-o familie, taică mea a fost preot, persecutat toată viața de regim totalitar sovietic, a stat toată viața prin pușcării, dar a fugit din toate, doar de una n-a reușit să fugă. Și eu am fost educat într-o tradiție strict creștină. Eu până merge la școală credeam într-adevăr că toți oamenii trăiesc doar pentru ca să facă bine altora. Adică mai întâi trebuie să te gândești la alții, la bine altora, iar după aia la tine. Și când am intrat în lume, eu credeam că toată lumea gândește așa și e ceva normal. Ferește că m-am dezamăgit la început, dar oricum m-am certat cu mine foarte mulți ani gândindu-mă la asta și când m-am apucat de jurnalism, am descoperit că, de fapt, toți oamenii profită de alții și am vrut odată să șterg pe hârtie toate gândurile astea și așa am scris prima variantă a cărții moartea lui Alexandru, atunci numea viața și moartea lui Guzgan Petrovici. După aia, când iar nu eram de acord cu mine, pentru că pe de o parte credeam că lumea este nedreaptă cu ea însăși, pe de altă parte credeam că familia mea este nedreaptă cu lumea. Și de aia cartea a fost schimbată de foarte, foarte multe ori, dar nu scriam ca să o public. Până la urmă, în anul 2015, în primăvara anului 2015, după serviciu am mers să mă întâlnesc cu niște prieteni la o tavernă grecească din Chișinău, unde de atunci lucram la o investigație despre armata rusă din Transnistria și cineva din militare ruși m-a sunat și m-a rugat să ne întâlnim, să discutăm ceva și a venit chiar acolo la Opa. Așa se numea tavernă. Ce am vorbit cu el nu pot să vă spun, dar discuția cu el m-a schimbat cu totul viziunea despre mulți ce credeam și atunci am zis că trebuie să fac o carte și am scris-o imediat și am dat-o cu Cosmin, după aia am redactat-o mai multe ori și tot așa.
Mulțumesc. Dacă vreți, vă știți un fragment micuț. A ieșit o super carte. Pot să o mai laud în nenumărate feluri până când găsești fragmentul. Mai ai mult? Nu-l găsește. O să-l găsească. Dar să știți că este doar un fragment, este doar o bucată de puzzle din această carte care este absolut minunată. Nici acum nu l-ai găsit. Da, e o chestie stradă. Zic că sunăm la editură. Au scos. De timp a fost scos. Asta e o chestie stranie cu percepția spațiilor și cu repulsia sau, cum să-i spun, respingerea asta care există undeva așa, instinctivă. Aveau rușii o vorbă, bedne rostvenike, ceva cu vecinii, rudele sărace sau rudele rupte, ca să spun așa, mai în argou. Și cred că meciul ăsta care există așa foarte straniu între spațiile rusesc, românesc, moldovenesc, amputația care s-a petrecut și operațiile care au avut loc după și care continuă până la urmă că se lucrează, desigur, pe toate planurile, sunt dintr-un anumit punct de vedere sunt respingătoare și sperie, așa, e ca un doctor care intră în operație după ce operația a început fără el și își dă seama că ea au transformat sala într-un abator și el trebuie să stea să adune niște bucăți și să repare ceva ce au ciopărțit unii și iese în cel mai bun caz un Frankenstein sau o chestie așa, un mutant. Și cartea asta poate fi percepută și ca un mutant, exact acel mutant cusut din bucăți, ceva ciopărțit, dar din punct de vedere psihologic, desigur, din punct de vedere psihic, din punct de vedere moral, din punct de vedere uman, ajungi să capeți... Și asta e paradoxal, că da, pot să spun așa, desigur, că e un clișeu și asta, ce nu te omoară, te face mai puternic. La noi, poate că la noi ce nu ne-a omorât ne-a făcut mai bolnavi. Puterea o văd mai degrabă într-o neînțelegere și o incapacitate de a înțelege, de fapt, ce se întâmplă sau cum s-a întâmplat, cum a fost posibil. Pe de altă parte, știm foarte bine că de acolo ne alimentăm, dar așa apar cărțile, că dacă n-ar exista chestii sfârșitoare, n-ar apărea cărți ca asta. Și altele. Hai pasajul. L-ai găsit? Mai întâi am vrut să vă spun că Vasile n-a avut dreptate când v-a spus că nu veți afla unde este miliardul. Vă asigur că veți afla. N-ați citit până acolo. Nu că e în al treilea capitol. Știu eu ce e acolo, dar... Nu e în al treilea. Sunt în boxe. E în ultimul. Aia care și rusești? Nu. Dar știu și eu, dar nu pot să zic. Bine, am ales acest fragment. O să aflați, dar nu ce credeți voi. Bă. Unde este acum miliardul? Este acolo. Cum a fost furat? Mai când? Bine. Dacă ne-a fost merge furat... Merge la dosar? Păi nu știu, să vedem dacă se autosesizează procuratura anticorupție. Atunci te face erou. Godoni, ai trimis? Am ales acest fragment doar din motivul că este cel mai scurt, ca să nu vă plictisesc. Umple un sfert de pahar, asta e mai mult poezie. Umple un sfert de pahar cu apă și varsă-l pe mormântul lui Cat. Dacă cineva îți cere explicații, nu te teme și răspunde-i că ai lacrimi în pahar. Poți să dai și cu piciorul în mormântul lui Cat. Dacă vreun trecător te ceartă, vorbește că îl mângâi pe răposatul. Sărută-ți bucuria pe mormântul lui Cat. De ești admonestat, închide ochii și continuă. Fă dragoste pe mormântul lui Cat. Cu ochii închiși, cu urechile astupate și nu te opri. De ce a murit Cat? De aia. Unde e mormântul lui Cat? E acolo. Viermii pământului vor să fie fericiți, însă asociațiile pentru protecția drepturilor animalelor îi discriminează. Această atitudine mizantropă se explică prin faptul că membrii asociațiilor în cauză se tem de viitorul în care viermii se vor înfrupta din trupurile lor. Nimeni nu luptă pentru drepturile fundamentale ale viermilor.
un viermișor grăsuț care a gustat din stârgul lui cat, a ieșit la o scurtă promenadă pe afară și tu l-ai ucis cu sânge rece. Oare tu nu ești un criminal? E cel mai scurt de el, mă. Mulțumim, Pavel Păduraru, vă mulțumim și vouă pentru prezență. Vă repet, Pavel Păduraru, Moartea lui Igor Alexandrovici, o carte foarte, foarte, foarte bună. Aș spune chiar excepțională, dar mă tem să nu credeți că glumesc. Chiar spun excepțională și nu glumesc. Și ar fi păcat să nu o citiți. Cu atât mai mult cu cât Pavel Păduraru este alături de noi și vine foarte rar în București, cred că puteți să-i luați autograful. Cărțile le puteți cumpăra de la colegul meu, Cristi.